Salutare prieteni, sunt eu, Terex, și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic World Game. Și ei bine, da, fraților, Tres n-a murit, deci efectiv Tres sunt aici în viață, sunt în fața voastră și probabil vă întrebați de ce dracului n-a mai postat de 3 zile. Oare ce s-a fi întâmplat? Apocalipsă, chestii, a trebuit să salvez lumea, stați așa să găsesc o minciună de asta pe care să o crede, știi? Ia să vedem că sunt foarte bun la inventat, deci ar trebui să fie ușor să-i vedeți o minciună de asta. Deci fiți atent la asta, să zice dacă o crezi fața. Am fost chemat până pe Marte, fiindcă s-a găsit apă și a trebuit ca eu să o gust din ea, să o testez să văd dacă e potabilă, dacă e bună. A? O crezi pe asta? Nu? Nu merge? Bine, hai să încercăm alta. Am fost chemat până în Scoția ca să semnez un contract de pace cu mosul de Logne, știi? A? Nici asta nu o credeți. Hai bine, în pui mea, că vă zic adevărul. Frate, deci maica mea efectiv stă 2 săptămâni acasă. E, o să se întoarcă la servicii de luni, începând de luni. Habar n-am când apare episodul ăsta pe YouTube, dar începând de luni o să înceapă serviciu iarăși și o să am și-o mai mult timp. Deocamdată sunt și între niște probleme de-astea așa mai complicate cu niște neamuri, cu familie, chestii de-astea personale, știi? Pe care le știe tot poporul în puii mei, fiindcă da, nu știu, noi când ne certăm sau când se întâmplă un conflict de-asta familial, se împrăștie peste tot. Ok, și cineva claxonează ca nebunul cu mașina la ora 12 noaptea, Dumnezeule mare, și în casă e o căldură, deci cred că la mine în casă sunt vreo 32 de grade și nebun și afară sunt vreo, nu știu, sunt mai puține, nu știu, dar oricum e mult mai răcoare afară decât în casă la ora asta. Uite, cap meu, caniculă totală, frate, anunțat ăștia. În fine, fraților, hai să vedem noutățile, fiindcă s-au adăugat foarte multe noutăți în mai multe jocuri, deci, frate, parcă, bă, vara asta e nebunie curată, căldură mare, prostie mare, update-uri și tot felul de șmecherii astea. Ce avem noi aici? Heavy Hitter, double up with the Didicurus and Dino Box Pack. Bă, frate, deci de când am așcat jocul ăsta, nici nu mai știu termeni de un joc, ești nebun? Ok. Acum că am lămurit-o și cu minciuni și cu astea, să trecem la subiecte astea. S-a lansat creatura asta nouă, frate-o, Mammal Rising. Open Cenozoic Packs now for a chance to discover the ancient mammal Archaeotherium sau ceva de genul. Deci asta trebuie să deschidem Cenozoic Pack. Uite că scrie și acolo Open Cenozoic Packs pentru o șansă ca să obții creatura. Și uite ce avem aici, frate, o chestie nouă. Ups, nu asta vreau să văd. New rotation, see what's coming on the community. Dumnezeule, mă disperă câinii ăștia. Deci când începe unul să latre, încep tot să latre, ca să știți voi. Deci încep așa un cor, unul dă startul și ei alții încep să cânte și în cor. Și că see what's coming on the community page. Ok, deci mergem la ei pe pagină și vedem, au un sistem de ăsta de rotații cu evenimente și cu chestii. Și iau-te aici, fraților, shake the earth! În sfârșit, deci v-am zis un episod de data trecută că avem nevoie de o creatură nouă, de un dinozaur de ăsta, ca să creăm un hibrid nou, nu mai știu cum naiba aici, v-am pus eu pozele în episodul de data trecută. Și v-am zis că ne trebuia Erliofosaurul, frate. La naiba, îi încurc, frate, sunt prea multe nume, sunt prea complicate și tot fel de chestii. Și s-au întors și Tiny Terrors. Și numele e scris cum e scris aici, micus, Tiny Terrors. Bă, ce șucați sunt ăștia. Dar nu Erlicasaurul ne trebuie. Am greșit eu în episodul data trecută, am continuat să țin că Erlicasaurul, Erliofosaurul, eram prea prost. Că și acum sunt la fel, dar nu e nicio diferență, dar acum sunt mai tras puțin. Avem 5 zile la dispoziție, de fapt 6, să completăm turneul ăsta, frate. Și aici, clash through the competition to unload the Stegosaur and boost up your hybrid game, frate. Deci boost up your hybrid game. Deci asta nu mai e un joc cu tenta jurasică, bazată pe filmele alea. Asta e un joc cu tentă bazată pe hibrizi. Ce-mi place asta, Tiny Terror, și e scris acolo, e scris în mic și toate alea. Bă, ce șucar să zice așa. Dar fiți atenți, frate, ce am încercat eu mai devreme. Mystery Pack. Hai să schidem Mystery Pack, începe tradiția. Mamă, cât de scump e pack-ul ăla cu Didicurus. Un gigantozaur! Mua. Am început să pice prize-uri din ce în ce mai bune. O să mă aștept la ceva legendar sau super rar din de Mystery Pack-urile astea. Uite cât de scump e pack-ul ăsta, frate. Și avem aici, am Battle Pack. Uite, Didicurus, care e super rar aparent. Drăguț. Dar mă întreb când o să lanseze pe ăștia în evenimente, frate, fiindcă nu o să cheltuie nimeni bani atâția ca să maxeze, să fac o creatură asta de nivel maxim. Și Dailor la nivel 400, băi, nebun. Se pare că mi-am pregătit din trecut, mi-am pregătit... de fapt aveam decât să fac Drofosaurul ăsta de nivel 40 și acum, mai de mult timp. Mă gândeam așa că, poate o să rămân fără idei, fără asta și măcar să am ceva content acolo pentru un video, dar aparent lui am luat înainte. Ok, deci Dailor de nivel 40. Ok, acum e de nivel 4 și putem să-l fuzionăm. Uite cât de șmecheră arată, frate, culorile astea sunt geniale. Creasta e puțin cam ciudată. Uite, neam, avea ceva în gură, ceva ca un copanel așa.
Măi, culița, mamă, uite ce creastă are. Ce mi se pare mie fain astea la picioare aici, are un fel de pinteni așa, dar e ciudat. Dar arată mișto de tot. Ok, și dacă le nervăm, ia să-i cum arată gulerul ăla. Măi, culița, mamă, cât de bine arată gulerul. Uite să văd chestiile aia de la guler, vedeți? Să văd chestia de la guler, ce prost e zoom-ul. Dă-te, vedeți, să văd chestia asta de la guler, uite. Așa, și uite, acum uite, ce frumos, e ca nici așa, ca un fel de spin, dar arată șmecher. Adică, nu e modelul prea schimbat, putem să-i dăm aici fuse frumos, dar nu e gata Erlikasaurul. Ia să-ți chiar Eliofosaur. Bun, și fiți atenți frate la chestia asta, am încercat eu mai devreme. Mă gândeam dacă mi-aș face o Gorgosaur de nivel 40, unde o fi Gorgosaurul? A, uite-l aici. Deci am dat eu așa click pe el frumos, mă gândeam să-l fac de nivel 40 și am păsat pe asta. Au, ce acum apare? Wait, what? Mai devreme dădeam și zicea acolo că această operațiune nu e disponibilă, te rog să încerci mai târziu. La fiecare hibrid făcea la fel. Și mi s-a părea ceva ciudat, adică acum merge? Acum merge, da, mulțumesc foarte mult, Ludia. Da, deci înainte dădeam click și zicea că nu se poate, nu știu, nu e posibil sau ceva de genul și acum văd că merge. Bun, ia să vedem și trade-urile, frate. No, trade-ul ăsta pentru 5 zile? Serios? Cine a dat 2000 de Dynovax pentru un singur Postosuchus? Bine, că are legătură... are legătură cu nou hibrid Postosuchus și cu... M-am prins eu ce faceți voi aici, mă, șucarilor, mă. Măi, să vă chis eu pe voi în freză. 6 milioane furt pentru 2000... Bă, am nevoie de Dynovax, foarte mulți Dynovax, fiindcă am nevoie pentru turneul ăla, frate, o să mănânci o grămadă bănet. Deci, un card nu, frate, de ce aș face așa cea? Asta pot să fac, n-am nevoie de booster egg. Ia să vedem. Ăsta-i tentant, dar știi ce? Nu, am nevoie de mâncare, frate, nu prăpădesc mâncare. Oricum, pot să fac rost de loyalty points în evenimentele de astăzi, frate, uitați-vă câte evenimente sunt aici, frumoase, legendary pe... Oh, Colossus, ce n-avea, stai, ce? Ok, deci toată chestia cu colosul s-a dispărut și a rămas decât panoul ăsta negru și pot să-mi colectez chestia. Din nefericire n-am vrut să-l batem pe colosul, fraților. Da, deci rip această minunată statuie, dar o să se întoarcă, el stai, știi, că o să se întoarcă bulangiul ăla de colosus. Și atunci să vedeți mamă de bătaie ce o să mănânce, fiindcă o să fie mai puternici, mai înstăriți, cu creaturi mai mișto. De ce n-ai... trebuie să dau close aici. Ha, uite X-ul acolo, accenasul. Azi că o să ne luăm de revanșa. În fine, hai să găsim niște pack-uri faine, fraților. Să începem cu asta. Ne, hai să păstăm legendări la sfârșit. Păstăm ce mai bun la sfârșit aici. Any creature. Direct, Indominus Rex. Nu. Bă, e ușor de bătută asta. Adică, uite, deci am dat oponenți mai puternici în meciurile trecute. Ia să vrem. Nu, vreau ceva ce ar putea să eline dintr-o lovitură pe fraiere. Știi asta? Ce ar putea să eline pe ăștia într-o lovitură? Cred că Sarco e suficient, ia să-i dăm și ceva boost, hai să-mi boost de 100% lui Sarco. Să-i 1060, asta ar veni vreo 2120 HP, nu? Cam atâta trebuie să vină. Ok, dintr-o aventură e mort, perfect. Ala e. Fă-i praf, Sarco, bum! Hai să-i dacă Sarco ia triple kill-ul fraților. Ia să vedem, să sperăm că o să-l ia, dacă nu e nasol, dar frate, aparent o să apară hibrizi noi, deci Ludia transformă jocul ăsta într-un joc bazat pe hibrizi, adică nu mai e nimic, adică, nu știu, pe mine începe să mă îngrijoază chestia asta, nu e ca și cum mie nu mi-ar plăcea hibrizi, adică îmi plac, sunt puternici, sunt frumoși, sunt ceva out of this world, știi? Dar totuși, adică, na, cum a zis și Lowry în Jurassic World, primul parc era atât de legit, ok, triple kill pentru... pentru Sarko și Killing Spree. Asta e toată chestia, frate, adică era foarte tare. Era foarte tare să rămână jocul așa cum el. Bine, Indominus Rex e mișto, Stegosaurus e mișto, Carnoraptor e mișto, dar au apărut în ce mai mulți hibrizi și Indominus care ar trebui să fi fost, știi și tu, în vârful piramidei, adică cel mai puternic, acum e pentru cei mai slabi hibrizi din joc, adică na, e destul de trist. Partea bună e că o să primim un hibrid ierbivor foarte OP. În sfârșit, în cele de urmă s-a gândit și de a să facă chestia asta, pe care eu nu o să fac de nivel 40, că n-am șansa. N-am cum, adică am nevoie de foarte multe resurse, aș putea și dacă aș colecta și... ați înțeles, voi, ia. Ia zi, Canadians Giants, ia să vedem. Ok, 20 de ani, un super ard, în prim așa un super ard, băi. Jocul ăsta vrea să mă facă să joc mai mult, știi? Adică n-am așcat foarte multă vreme joați cu ori de game și ce ișe. A, un trișat of, da, s-a stricat norocul, fraților, numai. Bun. Ia să vedem, încă unul. Încă un Ankylo, bă. Mie-mi place.
Ia să vedem, next, încă un pack. Ala, după aia trebuie și un solid gold pack, fiindcă avem 10.000 de... A, și încă 2 de aia, 2 de aia, nu mă deranjează, chiar e bine. Mai mult ADN pentru mine când o să-i vând. 5 pack-uri. Ok. Un Ankylo, un Trike, un Ankylo, un Trike și încă un Trike. Da, bine, mulțumesc foarte mult. În fine, o să se transforme în ADN curând. Bun. Asta a fost una, frate, am deschis 5 Canadians pack. În total 6 pack-uri cu asta legendar, ia să vedem. Avem vreo no restrictions, ia să vedem. Cine ar putea să bată pe fraierii ăștia repede și ușor? Ținând cu doi carnivori, o să pun un amfibian, ia să vedem. Poate unul singur să doboare pe proștii ăștia. M-aș gândi așa, Micro poate să-i doboare? Ia să vedem, ăsta e mort, nu-i doi mort, lovitură. Bă, îl punem pe Micro. Și așa ca un fel de backup, o să-l punem aici pe Mastodontosaur și pe Kiki. Na, hai să nu-l punem pe Kiki, frate, lăsăm pe Kiki deoparte, îi punem pe ăștia, dă-i să vedem dacă reușesc să facă ei față la chestia asta. Ia să vedem, mă mănânc ochii. Îmi transpir ochii, dar căldură, ești nebun. Gata, sunt ok, n-am murit, nu mor acum. Hai să o facem, frate, hai să câștigăm lupta asta cu Brio. De ce mă tot mănâncă nasul? De ce? Mănâncă nasul tocmai în momentul ăsta când trebuie să mă concentrez cel mai mult. Bun, ia să vedem, ăsta trebuie să fie mor din două, ținând cont dacă are și un bloc, e mor de așa. N-a avut niciun bloc, dar în fine. Acum avem full avantaj. Nu mai unde să se ascundă fraierii ăștia doi. Unde credeți, mă, voi că scăpați? Hibrizi de 2 lei ce sunteți? Credeți că puteți să scăpați de soartă? Păi, eu mă îndoiesc. Hai să le eliminăm și pe asta. Un bloc? N-a, a pus două, a gândit-o, băi, ești nebun, a gândit-o pe asta. S-a zis, bă, deci a fost votul ceodată, bă, ăsta poate să mai din două. Ia să pună două blocs. Și mă atacă cu 4 și mă elimină, bum. Ba nu le elimină, ok. Una, două, trei, bă, ar trebui să pun bloc. Ar trebui să pun bloc. Așa mai putea să ia și el triple kill-ul. Ia să vedem. Dacă mă atacă fraierul ăsta, atunci e triple kill pentru... Ala e, a fost prea frică de Mastodontosaur și ce a zis, mai bine lasă-mă omoară ăsta. Niam! Și uite, așa a luat și un legendary pack. Bă, a fost chiar ușor. M-a așteptat să fie puțin mai greu, dar văd că a fost destul de ușor, frate. Ludia ne dă legendary pack-uri pe gratis, aparent. Da, și cere o grămadă bani pentru creaturile noi care se lansează. După care, după ce toată lumea o să cumpere pack-urile, dar cei mai mulți recur la hack-uri, o să lanseze și în evenimente. Pentru câteva secole. Hai mă, ce ai făcut? Mă, Dumnezeu, mă disper tu pe mine. Ia să vedem, legendary pack-ul, ce conține asta? Hai să ne imaginăm așa puțin, hai să ne închipuim. Ce conține legendary pack-ul ăsta? Că n-am mai deschis un legendary pack de ceva vreme. E un Suchomimus. Eu zic că e un Suchomimus. 2200, bun. E un Shunosaur. Bă, n-am mai primit un Shunosaur de mult, mă întreb dacă pot să fac de nivel 40 cu ăsta. Adică, o să fac eu vreodată de nivel 40, dar îmi place decât așa să iam acolo, știi? Să iam asigurați. Ok, acum trecem, fraților, la turneu. Dar mai întâi de toate ce? Deschidem un solid gold pack? Să deschidem un solid gold pack acolo sau la sfârșit? Până la sfârșit, uite. Așa că hai să-l deschidem acum, frate. Ia să vedem ce conține asta. Boom. Nu-mi dau seama ce e aia. Cred că e Tanicola Greus. Da, Tanicola Greus e. Aleluia, Dumnezeu, o să facem patina de nivel 40 curând, frate. În ritmul ăsta, sigur o să facem de nivel 40. Dar chiar, cât sta Nicola Greus am? Așa, de curiozitate, pe aia trece la turneu, frate, o stare și păzați-vă cumpătul. Păi dacă fac cu ăștia doi nivel 30, mai am nevoie de încă 3. Bă, ești nebun, mai am nevoie de încă 3, dar Nicola Greus pot să fac un de nivel 40. Uite, să-l punem aici frumos. Hatch, activate. Și îl lăsăm acolo frumos să hatchuiască ce naiba. Îl lăsăm acolo frumos să clocească, ia să-mi. Și acum trece noi frumos la turneul ăsta, ia să vedem. Dominator, frate, o scrie pe mine în episodul astăzi. Dominator. Și încă n-am adăugat și frate un buton drag ca să dai skip în puii mei ca să poți ajunge în capătul celălalt al listei mai ușor. Sau măcar să dai așa pagină cu pagină, știi? Un buton ca să dea pagină cu pagină așa. Ar fi destul de mișto. Ar fi cea mai tare opțiune pe care adăugai în jocul ăsta. Adică uitați-vă voi prin ce trebuie să trec eu ca să ajung la cei mai slabi. Ok, mă opresc pe undeva pe aici. Uite aici mă opresc. Îl luăm pe tipul ăsta și un Dailo, frate, hai să punem și un Dailo la luptă, ia să ne. Sper să împice ceva echilibrat, gen, cu cât mai echilibrată lupta, cu atât mai multe trofee primești la câștigi. Cam așa funcționează, sau...
Hai că avem niște oponenți toți. Oh, aleu, bă, ăștia s-ar putea să mă bată. De ce am senzația că o să mănânc bătaie? Nu știu, am așa o vagă senzație că o să mănânc bătaie, dar nu știu de ce. Bine, să țiu cont că am avantaj oarecum. Tipul ăsta am dat dinosaur, ok. Freezer, bă, am șanse să câștig asta, adică nu e greu. E așa, între, știi? E exact lupta pe care o căutam eu, frate. O pe care... Oh. E sigur că vreți să faci asta, tovarășe? Hmm. Că uite ce am eu aici. Bine, dar parcă e mai slab ăsta decât... Una, două. Trei a trebuit să fie mort. Una, două, trei. Și Dilophosaurul ar trebui să elimine pe ceilalți. Așa ar trebui acum, Dumnezeu cu mila. Parcă vezi chiar pierd lupta din prima, frate. Ar fi culmea culmilor. Asta are o grămadă HP, frate. Aoleu. Oh, patru atacuri din prima, așa? Bine, boss. Ne, Pamleu nu mă deranjează. Adică, e lăfsopă, nu? Puteți să-l eliminăm foarte ușor. Deci, aparent, Stegnosaurul înseamnă... De Stegnosaurul ăla înseamnă că o să avem un Hibrino, fraților. O să fie lansat curând, adică, bă, Hibrino oricum îl avem, dar trebuie să fie lansat, aia e singura chestie. La fix. Cred că am nevoie de 3 blocks. Ai, de cam e prea slab tipul ăsta. Ok, un Rizer, hai. Merge la noroc acum, merge la Bulan. E de nivelul 11, s-ar putea să fie destul puternic, din 2 mă le elimină, să sper că o să mă atace doar cu 3. Ai de cap, eu nu pot să le elimin pe asta din 4 atacuri, nu cred că pot. Depinde de logica, că în jocul ăsta m-a atacat cu 4, Dumnezeu. A mers YOLO, frate. Nu-i corect așa, a mers YOLO. Uite, frate, am pierdut lupta din prima iarăși. Ba, începe să devine și asta o tradiție. Să pierd prima luptă din turneu așa la din prima, știi? Știi ce? Ia, bring up the big guys, frate. Ia să-i aducem noi pe ei mai mari și mai tari. Iar asta zic că am ajuns pe undeva pe un predator, în puii mei, în două zi, în hunter, când am văzut fundalul ăsta, așa, știi? Ok, hai să o facem, frate. Punem ceva mai puternic acum. Nu mă mai duc mult în spate că pierdem timpul după mână, știi? Pierdem timp inutil și mai și pierd lupta. După ce că pierd timpul, pierd și lupta, știi? Ironia soție. Ia să punem noi pe barosani ăștia, frate. Ia să încin să bate cu ăștia. Azi în cine îi provoacă pe cei trei muschetari. Bă, chiar n-am mai luptat cu dinozauri de genul cu ăștia trei de multă vreme. Adică n-am mai luptat cu un trai de nivel 40, n-am mai luptat cu un... Uite acum ce dă, frate, vezi? Păi vezi că jocul ăsta nu e balansat deloc? Îmi face să-mi facă mie în ciudă, știi? Să mă saboteze pe mine, să mă strice pe mine, vezi? Vedeți voi, vedeți ce vrea Ludia de la mine? Frate, adică te deci tu tipul ăsta deja a renunțat, își dă seama că n-are nicio șansă ca să mă doboare, ăsta e mort în două lovituri. Își dă seama că n-are nicio șansă și decât să piardă timpul aiurea, prefer să se dea bătut direct, știi? Să flute seculețul alb în fața mea. Ia să vedem. Hai, tovarășe, de acolo cu cioi, dacă oricum ești mort de lovitură și tu. Ia uite-l, uite ce frumos renunță, frate. Bar, trebuie să-mi tai barba asta. Am o barbă, frate, și stau să o mângâi într-una, știi? Stau mereu și fac așa pe barbă, știi? Mângâi barbă, uite ce barbă mare am zis. Că să mă oșcăciun cu barba neagră în puii mei, v-am mai zis eu vă. Întotzi va trebui să încerc să fac și facecam, să joc și jocuri de groază pe care mi-a sugerat, vă, deși eu nu vreau, deși sunt obligat, fiindcă, da, o fac de dragul vostru. Bă, triple kill pentru Triceratops. O grămadă triple kill asta, stai, o grămadă killing spree. Bă, ești nebun. Și o risipă de 2 dinozauri foarte bun. Bine, foarte bun așa în ghilimele. Sunt bun decât așa la început. Dar am apucat să-i folosesc măcar așa, știi, să-i pun acolo lupta să fie. Olele, ce bărbiță faină am. Mamă, cât de cald e, Dumnezeu, și am închis ușa ca să nu se audă gălăget în camera, de la tezod, în camera alăturată. Întors eu să izolez camera asta fonic. 20 de trofee, uite așa, mi-a dat în scârbă 20 de trofee. Și am ajuns în Prailie, ia să vedem. Cu cât mai multe lici parcurge, cu atât mai multe șanse aveți să ne pice pe acolo. Și am văzut că unul le-a deblocat creatura. Le-a deblocat dinozaurul, gen, știi? Uite, Stegnosaurul! Uite-l, frate, unde era, ești nebun? O secundă, deci diferență de o secundă. 30 de Dynamax, da? Bun, dă-i încoace, boss, că am nevoie. Am văzut că unul le-a picat pe acolo sau nu știu, aveau Stegnosaurul deja deblocat în market. Cum a apărut turneul, eu aveau Stegnosaurul deblocat în market. Eu acum... Bă, ar fi culmea, deci nu cred, dacă am și o Stegnosaur de blocat, e erbivor, da? Nu, ăștia singur erbivor de turneu. Nope. Nu e deblocat.
Bă, ar fi fost culmea, să n-am și-o deblocată marca. Abar n-am cum l-au deblocat unii deja, frate, fiindcă mai sunt 6 zile. Și acum zice că se deblochează doar pe un eveniment special, doar până, după ce se termină evenimentul ăsta. Mie mi se pare ciudat, adică, frate, cât noroc să ai, dar de ce eu nu, de ce? De ce te rexi atât de ghinionist? Ia să vedem, altceva de nivel 4, tu și... Tu, nu, 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 tu, exact, tu, tucanule, ăsta care ai față de tucan. O să zicem tucan. Tropeognatus e mai greu de pronunțat, așa că o să zicem tucanul. A, uite, un trag de nivel 20, ești nebun? Dinozaur pe care nu i-am mai văzut de mult în lupte. Și eu încă sper, frate, să mai lanseze Draft Battles. Deci încă mai mă rog la Dumnezeu și încă mai sper la evenimentele aia. Cine nu știe evenimentele aia, frate, e foarte păcat. Mergi pe Google, caută Jurassic World The Game Draft Battles. Dacă nu știați pe ce e vorba, dacă nu știați pe ce vorbesc. Băi, deci erau foarte mișto alea, frate. Arena mișto acolo, frumos, pe plajă, ambient, toate alea. Păcat de ele, frate. Sper că într-o zi Ludia să relanseze evenimentul ăla, chiar ar fi mișto. Ia zi-mi 5, ce ai de gând să faci cu alea? Nimic? Ok, boss, atunci o să te atac cu 4, sper că nu te deranjează. Sper că nu te deranjează dacă o să mă ori. O să mă ori în chinuri. Ala e, mor. Bum. Uite, așa o să ajungem noi în Dominator, fraților, și o să stau acolo ca disperat, o să mă lupt acolo în Dominator ca disperatum, numai ca să iau Stegnosaurul ăla, numai ca să nu pot să crez hibridul ăla, fiindcă n-am destul de surse. Limnoscelise la pământ. Uite aici, bătaie între ceratopsiene. Ia să vedem, cine e mai tare? Ăla cu mai multe coarde sau ăla cu mai mult testosteron sau ceva de gen, habar n-am, arată ca un taur ăsta în puii mei. Ia uite aici. Mamă versus fiu, tată versus fiu, sau fiică, sau Dumnezeu, habar n-am. Tot ce știu că aici e unul mai mic versus unul mai mare, uite. Diferența între un noob, frate, deci uitați-vă la... Deci ziceam tot sau de nivel 20. Noob, sau nu chiar noob, frate. Stai că nu, m-am exprimat greșit. Treceam tot de nivel 20, adică de ăsta de nivel mai slab, gen, știi? Și asta de nivel 40 și ăla de nivel mai profesional, știi, de nivel mai mare. Nu știu, am încercat să fac aici ceva Caterica, dar nu mi-a reușit, știi? E din cauza la căldură, mi s-au fier creierii în propria sudoare în cap acolo, știi? Clocotește săracul creieraș. Cât o fiel de mic acolo, cât o bobă de aia de fasole, știi? Clocotește acolo, fierbe. Au să-l zice, băi, dă-mă dracu cu căștile astea jos ca să respir și eu. Mi se sufocă neuroni, ești nebun? Bine, neuronul, hai să fie realiști acum. Terex are un neuron în puii mei. Bun, și... Prey, oh, Survivor League, ok. Ia să vedem, aici ce ne pică. Dacă încă o dată se mai apropie de pack-ul ăla fără așa, o să dau cu pumnul în perete. Ia, să nu văd pack-ul ăla, să nu văd Stegnosaurul. Frate, arată mult prea mișto pack-ul ăla. Era să zic, dar nu e. 3000 food, extraordinar, cel mai bun prize. Dar pack-ul arată foarte mișto, uitați-vă la pack-ul ăsta cum arată. Deci uitați-vă la Stegnosaur pack-ul ăsta cum arată. Uai de cap meu cât de șmechere. Băi, deci cred că ăla e cel mai șmecher pack, cel mai șmecher design de pack pe care l-au făcut ei la o creatură de asta de turneu, arată mult prea șmecher. Nu știu, adică îmi place culoarea, îmi place nuanța, îmi place lumina, îmi place tot. Arată mult prea bine. Ia să vedem, next. Uite, avem un tronosaur de nivel 1 acolo pe care o să-l folosim cu siguranță. Hai să folosim pe tipul ăsta și Niskai Carnivore, avem ceva Niskai Carnivore pe aici? Uite tronosaur de nivel 1, uite-l aici. Ca tot am zis că o să-l folosim și pe el, nu? Am ajuns... Bă, stai așa că aici e Survivor League, nu mai e Prey League. Up. Aia, nu cred că o să fie cine știe ce creatură o pe acum ca să mă doboare pe mine. Aia, ce vă ziceam? Uitați-vă la fraier ăștia. Ce pot ei să-mi facă mie? Pardon. Asta a fost părerea mea despre oponent. Dacă îmi v-ați dat seama. Ok, nu mă atacă. Foarte bine pentru mine, foarte rău pentru el. Abia așa să apară hibrizia noi, frate, dar ce nu-mi place mie, problema numărul 1 e asta. Mă întreb dacă Lodia vrea să obținem hibrizii ăștia noi, de ce ne balansează turneul atât de lung de 6 zile? Ei nu realizează că un turneu de 6 zile e mai greu decât unul de vreo 3 zile. E mult mai greu, frate, vă zic eu, fiindcă trebuie să te menții în Dominator-ul ăla. Dacă vrei să iei creatura, trebuie să te menții în Dominator și asta e foarte greu. Asta devine din ce mai greu pe zi ce trece, de fapt... Depinde așa pe ore, să schimbă dificultatea turneului la fiecare oră, gen, știi? Așa dacă e un turneu de 3 zile, ai șanse mai mari să iei creatura aia și mai repede. De-aia am pierdut-o Edestus.
Deja, să zic că de-am pierdut de soare, devenit un turneu prea complicat, eu n-am luptat câteva zile și am pierdut prea mult. N-am mai avut șansă să mă ridic înapoi. Deci aia e problema, frate. A trebuit să lansez turnee mai scurte, frate, fiindcă lumea nici nu are timp, frate. Adică nu poți numai să te joci Jurassic World Game. E asta, am fost numai să te joci Jurassic World Game, să-i umpli pe ei de bani, fiera să fie, că dacă mai puneam un atac, era mort. Dar e asta vor, să joci cât mai mult, ei să încaseze cât mai mulți bani. Asta e tactică, frate, și multe jocuri au tacticile astea, adică cam toate jocurile au tactica asta. Dar ați înțeles ce vreau să zic, adică lumea mai are și o viață personală acolo pe care trebuie să îngrijească de ea. Mai vrei să te mai joci și altceva, mai vrei să mai faci și altceva, mai vrei să ieși afară, că e vară, în puii mei. Nu vrei să stai... Ai, frate, serios, n-am fost atent. Adică vrei să mai faci și alte chestii, numai să te joci Jurassic World Game în speranța că o să câștigi o creatură pe care nu poți face nici de nivel 40, fiindcă ți-ai rosit toate resursele în turneul ăsta. Știi? Adică e un principiu aici, pe asta se bazează societatea. Ok, de data asta nu mă mai păcălești pe mine. Ai văzut că nu mă mai păcălești pe mine de data asta? De data asta am fost atent. Eram cu un ochi la discuție și cu un ochi la ecran. Eram ca un cameleon, mă uitam în două direcții. Mă întreb oare, cum ne-a pasat, uite, cameleonii în două direcții diferite, frate, adică cine avea creier, să au creierul divizat, cum ne-a pasat să fie creierul ăla în așa fel încât să poți să te uiți în două direcții diferite? Nu știu, am încercat și într-o zi, dar m-a durut capul foarte tare. Ia să vedem, cred că am făcut o prostie, da, am făcut o prostie. Uite, capul meu spune, are 5. 7, 3. Da, mă eliminăm. 6! A, stai că e 4 și cu... Dumnezeule mare! Bă, trebuia să merg YOLO, sincer să fie, trebuia să merg YOLO. Trebuia să merg pe numărul fix de atacuri și un număr fix de blocuri, și de blocuri. Un număr fix de blocuri ca Minecraft. Nu m-a tăiat capul. Da, nu chiar nu m-a tăiat capul. Mă întreba dacă creenți tiranozaurul ăla îi dispare cooldown, unde n-ai mai? Orexi! Mă întreba dacă creenți tiranozaurul ăsta îi dispare cooldown-ul? Nu am nevoie de un alt tiranozaur, nu mulțumesc, n-am nevoie. Dacă îmi pică în pack-uri legendare, atunci da, în pack-uri de fapt, nu în pack-uri legendare. Acum curiozitatea e, Micro... Mastodontosaur... Asta cine vei, Sarco... Stai că undeva mai până spate, nu-i chiar așa de puternic. Nu-i resetează cooldown-ul. Ba, dimpotrivă, îi pune mai mult timp acolo. Sau unul de nivel, un dinozaur de nivel, primește același de ăsta, zic, cooldown ca și unul de nivel 10. Uite, asta nu știu. O echipa de 3 carnivore? Hai să mergem cu echipa de 3 carnivore, mergem la risc. Full echipa de carnivore, mai mulți dinți, ne trebuie mai mulți dinți. We need more teeth. Ia zi-am, și oponenții mei sunt acum 3 amfibiene. Ba, mai bine de atât, nici că s-a putea. Două erbivore și un carnivor, frate. Ce vrei mai mult de atât? Easy win. Acum mănâncă pe spate iarăși. Ui, Dumnezeu, de la căldură. Nu știu, bă, frate, eu când transpir pe spate așa, gen mă mănâncă spatele, dar nu mai pot. Ești nebun? Trebuie să mă jărcăm cu greba pe spate. Ui, de capul meu. Căldură năucitoare, frate, și auzi așa că o să fie din ce în ce mai cald. Și eu mă întreb așa, când ai de cald poate să se mai facă? Dar gândiți-vă că după căldură, ăsta e calmul de dinaintea furtunii. Gândiți-vă că după căldurile astea mari o să vină și vreo vijelie, ceva, o să ne zboare tabla după casă și o să ne lase fără... O să ne ia curtea cu totul pe sus, sau depinde, blocul, apartamentul, puii mei. Și o să ne ducă în partea alaltă a planetei, ca în desene animate. Mă uit prea mult la televizor seara și cred că mi-afectează creierul. Ia să vedem... Tu unde crezi, mă, că fugi? Unde crezi tu că scapi? Unde crezi tu că te duci? Ia spune tu mie. 3.4 giga, frate, gigabyte. Niam! Jos cu tine, frate. Așa se face treaba, măi, băiți. Acum mă mănâncă nasul. Măi, băi, de la căldură mă mănâncă nasul, mă mănâncă spate, mă mănâncă toate alea, ești nebun? Am făcut eu un ventilator micuț într-un motoraj, niște baterii, niște cabluri, un țânțar pe perete. Dar să moară Ciblan, există o problemă la legătură acolo și mai face pauză din când în când, așa, știi? Își pierde puterea. Își pierde turajul, de trebuie să repar chestia asta. Hai de capul meu că mai suntem un Survivor League, ești nebun? Ia să... Uite Stegnosaurul! Uite! Dumnezeu, măcar mi-a dat 100 ADN.
Ai, Dumnezeule mare. Bă, mă întreb așa, Lulia, chiar e greu să dau un drop rate ăsta, o șansă de asta de drop rate mai mare la pack-urile astea în turneu? Mă întreb, oare chiar așa de greu e? Chiar vrea să ne chine atât de mult, ia să vedem. Tu și cu tu. Pentru că tot o să devii un hibrid, Postosucus o să devină un hibrid, deci hai să-l punem și pe el aici. Mă întreb, oare dacă am destui Postosucus pentru unul de nivel 40? M-ar tenta să creez unul din hibrizii a noi, nu știu. De fapt, unul din hibrizii a noi, evident că Segnosucus sau nu mai știu cum neapărat urmea, cred că Segnosucus. Fiindcă Iudonul n-am cum să-l creez, fiindcă n-am Trodonul, frate, dar mă gândesc că o să-ți lanseze și Trodonul, Trodon Tournament iarăși. Fiindcă dacă l-a lăsat Segnosaurul, care aparent văd că acum e nevoie de o ocazie de asta mai specială ca să lanseze dinozaurul de turneu, știi? Ca să lanseze turneul nou, aparent e nevoie de hibrizi. Hibrizi care se creează de dinozaur de turneu și o creatură de asta pe care o obții normal, știi? Până lupte, până pe acuri, până astea, știi? Chestii normale, de zi cu zi. Și asta mi se pare o prostie, frate, chiar mi se pare o prostie. Dar na, lumea avea hibrizi, Jurassic World Game, să se asume în Jurassic World The Hybrid Game. Ok, am găsit și un nume, Ludia, poate-mi furi ideea și nu-mi dai credit. Aici e capul meu, cât pace să-l elimin. Da, cât pace. În fine, aolo, stai puțin, că stai așa, că nu e așa, e prostia de pterosaur acolo, o să-mi cauzeze probleme. Probleme grave, rău de tot. În fine, m-a atacat cu 5, cred că e left open. Uite ce frumos e, frate, cu dunga asta așa galbenă pe el pe aici, uite, vedeți? Mort. Aolo, dar de cât 100 HP are ăsta, mă? Băi, e cam slăbuț. E cam slăbuț, dar bine, nivel, ăsta e un sweeper și e de nivel 20 abia. Și asta aproape că mă elimină dintr-o lovitură, frate, și nivel 3. Watch-o, dar are atacul bun, frate. Uai de capul meu, cât aproape a fost asta. 1, 2, 3, 4, la fix. 4, ăla e, mort. Și acum să sperăm că prietenul nostru Gigabyte o să meargă așa la bulan, știi? O să atace cu toate 4 și o să spereze. Rip limba română, știu. Ia-s. Speram să nu facă chestia asta, frate. Dacă are 3 blocs, am pus-o. Dacă are 2, e perfect. YOLO! Ala-i! Mamă, YOLO, bă, ești nebun. Bravo, băi, habar n-am, nu i-am dat numele ăsta. Preston, uite, gata, am găsit eu un nume pe loc. Bă, am uitat să aleg nume pentru Dimetrodon, băi. O să-i zicem Don Dimetrodonului, sigur a fost pe acolo în comentarii vreo sugestie cu Don. Deci o să-i zicem Don. Don de Dimetrodon. Iau, și rimează. Mamă, cât băi, e nebun, dar... Să ne prefacem că asta nu s-a văzut. Să zicem că aici era un mystery pack, da? Ok? Era un mystery pack acolo, deci nu era Segnosaur pack, știi că... Sunt trigger, frate. Ia uite, uite-l acolo, uite din nou, uite-l. Nu era, frate, era common pack, n-ați văzut voi bine, era common pack. Terex triggered. Ok, hai să continuăm. Deși nu cred că am șanse să ajung, frate, în Dominator în episodul ăsta. Chiar n-am șanse, abar n-am dacă am șanse. Nu știu dacă am șanse, spuneți-mi voi șansele. Ia să vedem. Tu cu tine Iris și cu tine Colasucus cel cool. Hai să o facem. Ia să vedem. Și oponenții noștri sunt Niscai dinozaur super rar. Nu o să fie chiar așa de greu. Păi Dumnezeu, cât de cald e. Nu o să dor deloc în seara asta. Parcă e mai caldă cât ieri, frate. Devine din ce în ce mai cald. E clar, o să ne topim cu toții. Am auzit că deja căldura a făcut victime. Victimele căldurii, frate. Dacă ești ca prostul pe miezul zilei, în soarele ăla arzător pe acolo cu capul gol și nici n-ai băut apă de 25 de ore, de Dumnezeu, ce vrei să ți se întâmple? Te faci ca o stafidă și mori instant. O să mă ataci? Cu 5 chiar. Bă, mulțumesc foarte mult. Mi-ai oferit tot avantajul din lume de care aveam nevoie doar ca să te dobor. Haide, Iris! Uai de capul meu cât de mare Iris, frate, mai mare decât un spino. Una, doi, e mort.
Bum! Din nou, next, următorul, hai, pe bandă rulantă, toată lumea, mai repede, mai repede, mișcare, așa, mișcare, 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 mișcare. Timpul costă bani, băieții, timpul costă bani aici. De fapt, timpul este prețios, nu poți să-l cumperi, deci timpul e mai prețios decât banii. Aia, i-a atacat, țeană care două blocks. Una, doi, una, doi, am zis iar una, doi, bă, cine ai venit? E mort, patru reserves. A, bine, hai să zicem, un bloc și un reserve atunci, bine, tovarășe. Un punct pentru swap, un punct pentru atac, un punct pentru bloc și un punct pentru reserve. Bă, bă, sunt foarte organizați boții ăștia, trebuie să recunosc. Și acum tipul ăsta e foarte mort. Opreți-vă de acum, că Super Tower-ul ăsta e chiar foarte mort. Aia se mână toate, termină-l, distruge-l, elimină-l. Anihilează-l. Am înțeles, frate, am înțeles, mi-a zis... Îmi place perspectiva asta, nu? Am înțeles că s-a adăugat o animație de-asta nouă, The Win, la Rekin. La Megalodonii, la Helicoprion, la care naiba mai era pe un joc pe aici, care ce rechin mai aveam noi pe un joc. S-a adăugat animația de-astea noi, The Win. Nu știu, n-am cum să confirm chestia asta, ba da, am cum să confirm. Mă duc într-o luptă, încerc să câștig, adică trebuie să câștig lupta aia dacă vreau să văd animația. Și am confirmarea, iasem. Aproape, foarte aproape, frate. Uite, camion, foarte, uite, cu două cupe diferență. Ia să ne-mi, Stegnosaur Pack, haide. Haide. Măcar ADN-ul ăla, frate, măcar ADN-ul ăla, băi, jocul ăsta nu vrea să mă ajute deloc, mă. Am un microfon genial. Am niște căști geniale, de fapt. Au un foarte bun bas, s-aud foarte ok. Dar totuși, javrele alea de afară care latră în continuu până la dimineața la 5, pot să le aud. Și microfonul nu percepe sunetele alea, deci asta e o chestie, asta e un avantaj. Microfonul nu percepe sunetele, Gorgon. Ceea ce e foarte bine pentru voi, fiindcă nu trebuie să auziți lătrăturile, vă dați seama cât de enervant ar fi. Dar eu trebuie să le aud și mă enervează și nu-mi place. Vă zic că e foarte enervant să auziți un cor de câini. Deci e mai rău decât copiii de la grădiniță care cântă, care să chinuie să cânte de fapt. Ia să vedem, serbarea de la sfârșit de an, știți că toată lumea a avut, a terminat grădinița sau clasa 1 sau clasa 4, a avut o serbare de asta de sfârșit de an în care profesorii acolo, învățătoria de fapt, că nu erau profesorii, erau învățători, îți dădeau o poezie, de fapt l-o dădeau la părinți și de, fiindcă tu aveai mintea foarte fragedă atunci, ți era ușor să înveți chestii, frate, că când ești mic, ai o minte crudă, înveți orice și repede, aia va da, n-a fi copil. Doar că mai ai și puțin răzgheat și nu prea vrei să bagi la cap, așa mai faci și te mai și prostești și trebuie să te bagi acolo cu pumnul în cap, știi, ia cârtia cu așa și îți îndeasă pe urechi până ajunge la creier. Oarecum. Și apoi te sui pe scenă frumos și începi să te bâlbii acolo, chia, s-a bugui botul. Nu mai înțelege mica, dar toți aplaudă acolo și se bucură, mai mult lumea se bucură că s-a terminat, nu că ai zis tu vreo două, trei cuvinte acolo. Da, știu, v-am ruinat copilăria, îmi pare rău, sunt un nenorocit. Nu apăsați butonul de dislike, stați așa, băi, stați, băi, nu apăsați, băi, calmați-vă o dată. V-am distrus copilul meu, am distrus-o și pe a mea, dar aia e, crud adevăr, adevărul doare. Bine, adevărul doare și dacă te lovește cineva cu el, știi, adică să te lovească fizic așa, să dea un pumn în față sau ceva de genul. Băi, nebun, acum am observat că avem echipe la fel, doi carnivori, un erbivor, un erbivor. Și n-am sosit absolut ăsta care rupe oase în continuare aici, băi, nebun. Bă, mai aflați adevărul astea dureroase să-mi spuneți, dacă mai vreți să știți adevărul dureroase despre viață. Și alt adevăr dureros, stai așa să mai gândesc unul, hai să mă mai gândesc la unul. România e groapa de gunoi a Europei, da. Asta nu e o noutate, asta toată lumea știe. Până și americanii știu chestia asta, cred. Unii americani, probabil, americani care sunt de fapt români, dar care se dau acolo drept americani, identități false, știi? Falsifici un buletin pe Google, nu e foarte greu, Photoshop, chestie una, două și gata, ai avut un buletin fals. Și schimbi identitatea imediat. Îți faci o operație estetică de aia ieftină de la Lidl, adică ți-ai o mustață de aia falsă, știi, ți-o lipești aici niște spâncene groase și niște ochelari și ăla ești, ți-ai schimbat identitatea complet. Nu te mai cunoaște nici maică ta. Ala e. Nici pe mine nu mă mai recunoaște nimeni, nici eu nu mă mai recunosc câteodată, din cauza că am așa o barbă faină, frate, și am și o mustață, dar... Na, parcă e mai atractivă barba mea. Moș Crăciun cu barbă neagră, așa s-a mă strigat acum acolo. Băi, Moș Crăciun cu barbă neagră. Cum o vedeți pe Clash Royale, să-mi zice, băi, Moș Crăciun cu barbă neagră, ce faci, voi? Când postez? Mai postez acolo sau trebuie să mai așteptăm încă 100 de ani? Și o să vă zic, nu, mai așteptăm încă un mileniu. Ai, Hunter League. Hai că mergem încet, mergem în Predator.
Stai mai pus Technosaur pe aici, sau când a trecut pe lângă mine adineaur. Nu, dar bă, măcar 30, bă, uite logica jocul ăsta, măcar 30.000 dacă îmi dădeai, frate. Dacă tot îmi dai ceva inutil, măcar dă-mi în cantitate mai mare, să fie și mai inutil. Sau nu, să fie puțin util, adică, să nu fie 100% inutil, să fie puțin util acolo. Ce pot să hrănesc eu cu 6.000 food? Acum, hai să gândești noi pe asta. Ce pot să hrănesc cu 6.000 food? O să fac un episod o oră, îmi bat picioarele, frate. Să ajunge cât mai departe în evenimentul ăsta. Bă, și ce nevoie în joacă World the Game? Ca să tot repetă chestia, adică să repetă luptele, să repetă totul și e destul de enervant. Adică nu prea ai nimica când s-a lăsat prima dată jocul, na, era nemaipomenit, facea lumea 200 de lupte pe zi numai ca să se joace jocul ăsta că e nou, na. Ăsta e român, ați văzut numele ăla acolo, mie suna nume românesc ăla, știi? Bine că nume românesc sunt împrumutate din alte țări și astea, știi? Cum își numesc ăștia acum copiii, habar n-am. Margherita, Donatello, puii mei, habar n-am. Tot fel de nume de astea străine, acum n-am auzit și-o. În zilele date la televizor, dacă votea la vedete astea care votează copiii, nu prea mai au și tu un nume de ăsta românesc, gen Maria sau Cristina sau Daniel sau, de fapt nici Daniel nu prea e nume de ăsta așa românesc. Dan, hai să zicem Dan. George, Cristi, Vali, Dumnezeu. Ba chiar am auzit la televizor acum câteva zile de o familie care și-a numit copilul Iisus. Explicați-mi asta, dar ce n-ai să-i numi copilul Iisus, frate? Adică știu că ești credincios până la Dumnezeu și înapoi, dar asta e prea de tot, să numești copilul Iisus. Și ce o să facă? Când o să fie mare, o să gândească să schimbe și... o să schimbe prenumele în Hristos? Iisus Hristos o să o strige al meu. Iisus Hristos Vasile. Eu uite-l mă și pe ăsta nebunul ăsta, băi, te chiși în freză, băi. Întorc spatele pentru o secundă și apare o reptilă uriașă cu capul pătrat. Cineva fluieră pe drum. Ups, am pus 5 atacuri din greșeală. Nu știu de ce am pus 4 în puii mei, că 2 mi erau de ajuns, dar aia. Terex e generos. Luați așa, Terex e un om foarte generos. Dă extra durere la oponenți. Mănâncă nasul. Mănâncă nasul. Cred că e a 5-a oară când zic chestia asta, sau a 4-a oară. Mami, aduc aminte. Am pierdut șirul. Ia de mor de acelea tovarhe. Ia! Păi ce bot subțire are frate ăsta. Dacă vezi legioanea că vine spre tine, pur și simplu e așa de bot și gata, ții cu mâna să-ți acolo. Crocodilienii ăsta mi-a stumat așa cu un fel de crocodilian, Brian Sucius. Dar crocodilienii, frate, la închidere, mușcătorul ăla la închidere e foarte puternică, dar la deschidere e foarte slabă, frate, deci poți să ții cu mâna goală. Bine, crocodilul are o forță incredibilă și e nevoie pentru crocodil, dar vrumetul e nevoie de vreo 3 oameni ca să-l imobilizeze, dar... Asta e altă poveste de spus altă dată. Bă, ne apropiem încet de Dominator. Ideea e că dacă mă apucam ieri când s-a lansat... Nu cred! Păi n-am crezut, frate, uite, te vezi ce asta dacă nu crezi. Băi, ești nebun, ce aproape eram. Uite, capul meu. Un galim. Am primit un proiect mai bun de un Mr. Pack, dar în fine, trecem cu vedere. Loyalty points, cui pasă? Vă ce să dacă n-aveți încredere în voi? Păi dacă pica să-i năsor pe acolo, ce făceam? Îl făceam de nivel 40 în episodul ăsta dacă mi-l debloca market? Îl făceam? Cred că îl făceam, abana, n-am destui Dano Bugs, dar în fine. Cred că am destui Dano Bugs, dar nu știu cât costă speed up-ul. Ia să vedem, o să punem pe Ninja Turtle acolo. Bă, am nevoie de ceva niște creaturi mai puternice azi, tu și cu tine. Bă, ăștia ar fi, cred că sunt ajuns ăștia. Ai gât uscat, frate. Uite, cam mi s-au lipit hainele de piele, ești nebun. O să mă despoi în pielea goală. Bă, ar fi o idee, dar o să mă ciupească, nu știu, muștele, am muște până casă. Țânțarii nu mă mușcă, frate. Deci, asta e o chestie bună, utilă la mine. Țânțarii nu mă mușcă. În schimb, mă mușcă muștele, frate. Și buruienile. Ba chiar acum câteva zile când am fost la adunarea de zarze în grădină, m-am zgâriat într-o buleană, frate, la blagleză și mă mănâncă de mai pot. Mi s-a făcut o bășică cât ochiul de mare. Și mă mănâncă de nu mai pot. Și acum eu în momentul ăsta, când nu dau click pe nimic aici, stau frumos și îmi scarp în gleznă. Până face bubă. Face buba și mă doare. Au. Dar n-am ce să fac, mă mănâncă prea tare, frate. Da, și știu că nu e recomandat să scalbi, mai recomandat să fii acolo cu o fată așa ambivată în spirit, dar bă, Dumnezeu, nimeni nu respectă sfaturile medicului. De ajunge tot la spital la mama dracu în cele mai proaste condiții și după aia ne vedem că de ce murim. Murim pe masa de operație.
Băi, nu știu, am început să devin așa foarte sadic, am început să devin foarte negativist la o vreme. Dumnezeule mare! Lasă-mă, bă, să te elimic, oricum n-ai nicio șansă în fața mea, n-ai nicio șansă în fața mea, îți un T-Rex. Bă, deci am început să mă urăsc cu toate alea. Universul chiar e împotriva mea. Am uitat ce vreau să zic. Ok, facem așa, să sperăm că n-a... Ok, e bine. Extra durere, fiindcă T-Rex e generos, v-am mai zis vouă mai devreme. T-Rex e generos, de extra durere la oponenți. Îi bagă în comă. Ia hai mă să ne batem dacă ești mai... Uite cum are, face mâinile alea, frate, mă sperie așa. Haide capul lui, săracul. Și uite așa, domnule tovarăș, metri along, tu aici lovitura finală. Ia de o lecție prostule astea. Iam! Îmi place mai mult, frate, că metrologul avea o dimensiune diferită față de ceilalți raptori. Acum e ca un raptor obișnuit, adică are aceeași dimensiune. E ca și cum ar fi un raptor într-un costum de Halloween. Înainte metrologul avea o dimensiune oarecum mai mare, așa era mai impresionant. Habar n-am de ce era, ce bug era ăla, dar îl facea să fie mai special. Habar n-am de ce a reparat chestia aia. Băi, nu mai fluiera, băi, nu mai fluiera, că nu e bine. Nu mai fluiera pe drum. Frate... Nu e, nu o să zic nimic, fiindcă nu e fix aici pe săgetuța mea, nu e aici chiar în mijloc, în fața mea, deci nu o să zic nimic de acel semn sorpec. Ba da, o să zic, Dumnezeule mare, de ce nu-mi pică și mie odată pe-acul ăsta nenor și de ce mi s-a întâmplat la Uiterans, frate, deci la Uiterans mi s-a întâmplat să pice mie pe-acul și a fost cea mai minunată zi din viața mea. Așa mă vezi, nu e greu, dacă tot îmi dai ceva inutil, măcar dă-mi într-o cantitate mai mare, să fie puțin util. Cu 30.000 food pot să hrănesc un domn zdrăg de nivel 1, nu? Nu? Habar n-am. N-am să cumpăr acum un domn zdrăg ca să îmi testez teoria. Dar cred că aici expiră și timpul nostru, fraților. Cred că o să încheie acest episod aici pentru că mai sunt multe lupte de făcut până în Dominator și nu sunt sigur că pot să ajung eu până acolo în episodul ăsta. Adică cred că ar fi un episod de 2 ore ca să ajung până în Dominator, frate, fiindcă uite, mai am de făcut vreo 3-4 lupte aici în Hunter până să ajung în Predator, din Predator până în Dominator, să mai fie destul de multe, fiindcă m-am apucat ca de obicei târziu de turneul ăsta și... T-Rex cel codaș, T-Rex cel codaș. S-apucă mereu ultimul. Sunt de la coada cozii, știi? Deja, fraților, cam aici o să închei și eu acest eveniment, cam aici o să închei și eu acest episod, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați în caz că nu ați făcut-o, eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și noi o să ne revedem ca de obicei data viitoare, pa, pa!